bine ați venit la activitatea aceasta organizată în cadrul Festivalului Național al Cărții Axis Libri. Acest festival a ajuns la ediția a noua, este inițiat și organizat de Biblioteca Județeană Vea Urechea din Galați. Mă bucur că sunteți număr mare în ciuda vremii, care este capricioasă acum de finalul festivalului. Și mă bucur și mai mult că sunt invitați nu numai din Galați, ci și din afara orașului, din alte localități. Concursul pe care noi l-am organizat are aceeași vechime ca și Târgul de Carte. Adică suntem tot la ediția noua. Bineînțeles, de-a lungul timpului am avut numeroși concurenți, unii dintre ei au repetat încercarea lor de a deveni scriitori și așa se face că unii probabil sunt la a doua, a treia participare, dar bineînțeles sunt și bobocei, sunt participanți noi la acest concurs. N-am spus însă titlul concursului, asta pentru cei care nu știu, este vorba de scriitori de ieri, de azi și de mâine. De ce scriitori de ieri, de azi și de mâine? Cei de azi și de mâine este limpede, sunt concurenții noștri, cei de ieri sunt acei scriitori pe care vrem să-i omagiem, a căror memorie vrem să o cinstim. Și în fiecare an alegem una dintre teme pe care o dedicăm unuia dintre scriitorii gălățeni și nu numai. Anul acesta, cea care a fost propusă într-o tematică referitoare la poezia ludică, este Nina Casian. Și avem pentru prima dată din cele 9 ediții și o evocare a unui scriitor pe care noi l-am avut invitat în nenumărate rânduri la Galați, inclusiv la Târgul de Carte. Este vorba despre Vasile Andru. Această evocare va fi făcută de doamna Silvia Andrucovici, soția dumnealui și cea care în prezent se îngrijește de editarea operei. A participat la târguri cu numeroase prezentări de volume. Bineînțeles că o va face și astăzi în fața dumneavoastră. Silvia este gălățeancă, acum locuiește în București, dar iată că a venit tocmai de acolo să susțină acest eveniment. Revenind la concursul nostru, aș vrea să vă menționez că sunt două grupe de vârstă, două categorii. Prima categorie cuprinde vârstele 10-14 ani, iar cea de-a doua 15-21. Și mă refer la cei care au participat efectiv. Nu am avut concurenți mai mici de 10 ani. De altfel, tematica a fost puțin mai complexă anul acesta, pentru că am introdus pentru prima dată poezie de inspirație religioasă, eseistică pe tema icoanei, icoana românească, în imagini și cuvinte. Aceasta deoarece anul 2017 este anul omagial al icoanei și al pictorilor bisericești. Am avut surpriza unor lucrări foarte bune, a fost destul de greu de jurizat, cei care sunt membri știu cât a fost de dificil, pentru că trebuie să țină seama și de particularitățile lor, de vârstă, de putere de a înțelege și de a reda ceea ce înțeleg din tematica aceasta de inspirație religioasă. O altă temă a fost mai metaforică, a avut un titlu metaforic, Metamorfoze inedite, care a permis celor care participă să dezvolte și tematici după inspirația lor. Am mai avut de asemenea Graiul Îngerilor, tot cu trimitere către zona spirituală. Și am pus la bătaie premiile pe care noi le punem de obicei, adică Marele Premiu, i-am dat anul acesta denumirea lui Vea Urechea, cu cărți în valoare de circa 150 de lei, Premiul Special Nina Casian, pentru eseu, pentru cei care au abordat această temă, Premiul Special Eikon, pentru poezie de inspirație religioasă,
Am mai oferit premii pentru eseu sau compunere, e vorba de cei mici, premii pentru originalitate, pentru stil, ce caut mențiuni, ce sunt cele pe care le-am pregătit noi, dar avem premii ale invitațiilor noștri, fiecare a venit cu câte ceva și menționez aici pe doamna Silvia Lucovici cu cărțile domnului Andru, pe domnul Petre Rău, membru al jurului care a pregătit premii speciale ale revistei Boema, doamna Maria Stanciu, premii ale unui ziariștilor profesioniști Iala din Galați, doamna Simona Vasilache are o surpriză, o să vă vulge mai târziu, este director de programe în cadrul USR, Uniunii Scriitorilor din România. Și o să vă prezint și pe doamna Anca Patriche, care este profesoară la școala numărul 16. Au fost trei membri ai jurului, începând cu Silvia Andrucovici, Petre Rău și Anca Patriche. Celelalte premii, v-am spus, sunt acordate doar pentru anumite lucrări pe care persoanele în cauză le-au considerat relevante. Pentru cei care nu sunt prezenți, din păcate n-am reușit să-i anunțăm în timp util de schimbarea locului, fac un anunț public, cei care nu sunt prezenți pot să-și ridice premiile sau distințiile de la Biblioteca Județeană de Aurechea, începând cu data de 20 iunie, da? Conform programului nostru de lucru. Să începem cu nominalizarea celor care au sau să invit totuși pe membrii jurului dacă au ceva de spus vis-a-vis de experiența pe care au avut-o în colectarea lucrărilor. Dacă doriți să... Doriți să... sau interveniți când acordați cărțile, nu? Nu, putem spune da? Înainte. Că înainte? Domnul Petre Rău, doriți să moment spune? Mai detașat, dar așa aș crede. Aș spune câteva cuvinte, permiteți-mi să stau. Domnul Petre Rău este editor, directorul editurii InfoRapart și directorul revistei Boema, o revistă grățeană cu apariție lunară pe literatură, cu mulți colaboratori. Vă rog, domnul Rău. Deci, legat de concurs, fac o comparație cu ediția anterioare, unde, de asemenea, am fost în câteva rânduri membru al jurului. Cred că anul acesta ne bucurăm, sau cel puțin eu personal m-am bucurat să văd niște lucrări mai bune, mult mai bune. Parcă s-au schimbat lucrurile în bine. Nu știu de ce, nu știu motivul. Cel puțin pentru cea de-a doua categorie de vârstă 15-21 de ani, am găsit câteva lucrări de excepție. Mai pot spune că în anii anteriori mai descopeream nici colo și câte un plagiat pe care nu îl taxam. Anul acesta, spre marea mea surpriză și plăcută, n-am descoperit nimic, absolut nimic, eu personal nu, poate ceilalți membri ai jurului să pot exprima în sensul ăsta altfel. Iarăși e un fapt bucurător. Deci remarc calitatea lucrărilor, în special cele de categoria a doua de vârstă, dar aș mai remarca și un alt fapt legat de, cred eu, poate de o notă de regulament. Nu știu dacă cât se cunoaște regulamentul sau cât a fost cunoscut regulamentul, dar aș propune două îmbunătățiri la el. De exemplu, în categoria întâi de vârstă au apărut lucrări foarte scurte, care ies din limita regulamentului 3, minim, la proză minim 3-6 pagini. Erau cel puțin 3-4 lucrări care de jumătate de pagină, ori nu poți să prea apreciezi o lucrare, să o compari cu alta, având doar câteva fraze. Deci, limita ori se respectă, ori nu se respectă. Lăsați-o liber. Da, exact. Și pentru că ne pune în posibilitate de a putea aprecia corect. Și un alt element este că tematica este foarte largă. Nu știu de ce v-ați angajat la atâtea teme, le-ați dat atâtea teme, încât de așa natură încât că eu, de exemplu, pe Nina Casian n-am descoperit decât o singură lucrare sau două, nu? O singură lucrare, de fapt. Deci e păcat. Cred că temele trebuie restrânse sau poate lăsat liber. Nu știu dacă se poate aprecia lucrul ăsta. Da, deci asta cred eu că
e demn de remarcat vis-a-vis de faza aceasta a concursului, vis-a-vis de această ediție, mult mai bună, mult din punct de vedere calitativ, dar cu un număr de lucrări puțin mai mic față de alți ani, iarăși mă cunosc motivul, poate organizatorii îl pot explica. Asta vreau să spun. Da, am să vă răspund acestor observații ridicate de dumneavoastră, în primul rând referitor la tematică. Am avut de-a lungul timpului mai multe întâlniri cu profesori la cercurile de limbă și literatură română și printre observațiile pe care le-au făcut și ei, pentru că noi colaborăm cu ei, a fost și cea legată de tematica prea limitată. De data aceasta, da, și paradoxal, atunci erau mai mulți concurenți, dar acum se zicea și numai lucrările nu erau chiar originale întotdeauna sau chiar de calitate înaltă, însă acum, pentru că am lărgit, ați văzut și noastră, poate sunt mai puține lucrări, dar sunt de calitate mai bună. Deci este în mod că deci nu cred că numărul de concurenți este foarte relevant. Dacă există o explicație de altă natură, nu știu, dar trebuie să luăm lucrurile așa cum sunt, cu ce au ele bun. Nu? Faptul că sunt lucrări mai bune și originale e un lucru bun. Calitatea contează și mai apreciază și e jurul. Căutam doar niște. Da. Domnul Petreanu este, să spun, membru permanent în garnitura de jurați. Da. În fiecare an am avut partener și mai mult decât atât, foarte important, a publicat în paginile revistei Boema texte ale celor care au participat la concurs și iarăși este un lucru nemaipomenit, pentru că e important să iei primul, dar e important să ajungi și la cititori, să vadă, să citească cei care sunt cititorii revistei Boema și sunt destul de mulți. Boema deja a atins 100 de numere. Da, ieri am aniversat în 100. Și vă dați seama că cei care apar în pagina acestei reviste beneficiază de cititori. Mulțumim! Mulțumim, da. Și anul acesta acordăm premiile, două premii, câte un premiu pe fiecare categorie din partea revistei Poema. Și de asemenea, ca în fiecare an, ne-am angajat ca cele mai bune lucrări dintre lucrări să le și publicăm în revista Boema. De fapt, fiecare revistă și ne împărțim sarcinile ca să îi publicăm pe cei mai buni. Pentru că e foarte important ca talentele pe care le descoperim să ajungă în fața cititorilor. Dacă n-ajung și au luat doar un premiu și își țin diploma pe acasă pe undeva, nu o să știe nimeni, în afară de familie sau câțiva prieteni, nu o să știe nimeni despre. E important de subliniat că revista apare lunar, apare și în format electronic și revista noastră Axis Libri publică din textele acestea, dar mult mai puțin pentru că este o revistă enciclopedică, nu e de literatură, are doar un scurt asta paragraf. Asta este numărul aniversar, numărul 100, care a observat ieri în târgul de carte. Felicitări și la mai mulți! Mai dorește cineva din echipa sau din prezidiu să intervină? Doamna Silvia Andropovici. Mă bucuram destul de mult să citesc aceste lucrări. Și tot citindu-le, văzând eu copii de 10 ani care scriu literatură, m-am întrebat, doamne, de-abia de 3 ani a terminat să știe literele, să le scrie, da? Și s-a apucat să scrie. Ce determină un astfel de om să scrie? Și de aceea vă spun că aici nici nu contează premiile pe care le primiți, contează darul acesta pe care îl aveți în suflet și dorința de a scrie pe mai departe. Și iată, orice naștere e dureroasă. Zorica Lațcu, Maica Teodosia, pe care o aveți aici aproape la Vladimirești, zice așa, la început, tu poezie mai durut. Cam atât. Vă mulțumesc că mi-ați dat mie acest prilej. Da, vă spune și eu câteva cuvinte. Profesor fiind, am încercat să mă detașez foarte mult de a urmări greșelile gramaticale, virgulele, punctele. Trebuie să recunosc că n-am reușit în totalitate. Dar am căutat să
jurizez după sinceritate și sensibilitate și cred că au ajuns în sufletul meu niște mesaje deosebite și mi-aș dori, așa cum v-a urat și doamna, să scrieți chiar și atunci când credeți că nu aveți inspirație. Felicitări tuturor! De punctuație. Știți că Emily Dickinson trimitea poezii la revistă cu greșeli de punctuație și editorul zicea, nu contează, ia-le, sunt bune. Domnule, asta am încercat să mă detașez, profesia m-a urmărit, dar spun eu că au fost niște lucrări deosebite și da, foarte frumoase. Pe tema mea, din experiența mea pe tema aceasta, aș remarca faptul că anul acesta, deși am întâlnit mai puțin gramatică greșită pe acolo, al puțină exprimare greșită, cred că e de remarcat și faptul că lucrările, și din acest punct de vedere, sunt mai bune. În alți ani am taxat așa ceva, pentru că eu nu suport să devii scriitor fără să cunoști limba în care te exprimi. Nu accept ideea asta, am taxat-o, dar anul acesta am fost mai blând, pentru că am văzut o îmbunătățire și am zis că poate se merită să mai treci cu vedere câte o virgulă acolo unde nu trebuie. Deci, asta, da. Și, de asemenea, am tolerat și faptul că unele lucrări ba au depășit limita maximă, ba au fost sub limita minimă, da? Nici aici n-am taxat absolut nimic, am fost foarte tolerant anul ăsta. Din cauza bucuriei pe care am avut-o, trecând prin atâtea lucrări bune. Foarte multe lucrări bune. Doamna Letiție probabil că știe, foarte puțin de 10 am pus. Dar anul ăsta chiar am pus la modul serios, mai ales la categoria a doua de vârstă. Da. Eu mă felicit pe Letiția că a ales și o temă spre spiritualitatea noastră creștină, care este foarte bogată și care ajută foarte mult orice scriitor, orice poet, orice om care este îndrăgostit de arta cuvântului rostit și trăit în același timp. Poate că secțiunea asta a pornit de la o întâlnire într-o zi de iarnă foarte geloasă, când, stând undeva pe strada domnească, ne-am propus să reluăm un vechi proiect, cel al concursurilor de eseuri, pe care l-am desfășurat într-o anumită perioadă la un ziar din Galați. Filiala UZPR, pentru că eu aici, în calitate de reprezentant al filialei UZPR Galați, am venit, urma să vină de la București și președintele nostru, dar au intervenit alte situații. M-am ghidat în aprecierile pe care le-am făcut asupra originalității și modului în care copiii noștri, pentru că toți sunt copii, au știut să armonizeze cuvântul literar cu cel spiritual. Am rămas plăcut impresionată că am găsit copii care au închegat și au ilustrat foarte bine tematica din acest an despre care spunea Letiția, acea dedicată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Sfintelor Icoane, pictorilor și iconarilor creștini. Și tot în acest an, și nu întâmplător, Letiția a făcut această propunere în tematica concursului, tot în acest an noi sărbătorim martirii și mărturisitorii din închisorile comuniste. De aceea am apreciat foarte, foarte mult în lucrările copiilor modul în care ei au ilustrat și modul în care s-au raportat la această calitate de mărturisitor creștin. Consider că fiecare om, fiecare din noi, poate fi un mic apostol acolo unde este și poate să arate frumusețea graiului în care vorbim, frumusețea culturii în care ne-am format și frumusețea spiritualității din biserica noastră și din credința pe care noi o mărturisim, cât o mai mărturisim unul dintre noi. Pentru că suntem în anul Sfintelor Icoane, am să vă aduc în atenție două icoane. Una este Radu Gir și cealaltă este Eminescu. Am găsit între multele poezii o baladă pentru Eminescu și am zis că e momentul ca în acest cadru să spunem câteva cuvinte și despre Eminescu. Te-au slăvit în cărți și în poeme și te-au înălțat iconostas, ca să fulger tânăr peste vreme cu vecii de cremene sub pas.
te-au văzut voievodând voroave, ciobănând genune și zăpezi, potcovar de fum bătând potcoave, negurilor strânse în cirezi. Te-au crezut gigantic, sfarmă piatră, care sparge piscul viforos și fierar înfierbântat pe vatră mările călite sub baros. Împărat, ți-au scris pe tâmple steme, făt frumos, ți-au pus în mâini hanger și-au cules din pana ta blesteme, viscole și răzvrătiri în cer. Cine trebnic, eu, adulmec zării, pașii tăi pe unde te-au fost dus și însetat pe drumurile țării, dibui urma ta de grând Iisus. Caut picurii de sânge, neștergi încă, ai crucificării pe furtuni și sărut lumina lor adâncă și-i ating cu mâini de rugăciuni. Crist Iisus, cu umbra de tămâie, dăruind azur din mâini subțiri, sfânt, bătut pe veacul tău în puie, scânteind înalt de-un răstigniri. Frânt de-o stea și îngenunchiat de-o floare, biruit de ramuri de arin, îndulcit cu dor de moarte alintătoare, ars ca Nesus în cămașă devenind. Nu, tu nu ești meșterul, ci cneazul, nu ești înstelatul împărat, sfâșiat ți-i pieptul și obrazul, tu ești marele însângerat. Te încrustăm zadarnic în agată și în icoane noi pe flori de crin. Crinii nu vor stinge niciodată umbrele cununilor de spin. Eu nu-ți pipăi steme și nici lauri, numai rănile mă plec să ți le strâng și le fac medalii mari de aur în genunchi, le închid în inimă și plâng. Convorbiri literare, 15 iunie 1939, Radu Gir, versurile. Mulțumim, doamnei Maria Stanciu. Să începem așadar să îi nominalizăm pe cei care au obținut premii. Vom începe cu mențiunile, deci ordinea inversă a notelor, să zicem, deși notele sunt oarecum relative, așa cum știm. S-au obținut, de fapt noi, biblioteca, am acordat 8 mențiuni. Și voi începe cu a-l invita aici pe Bogdan Claudiu Bercea, de la Liceul Părinte Pintea. Și inspirație. Tot de la Liceul Tehnologic Dumnezeu Iuliana Apostu, pentru poezie. Este. Georgiana Valeria Costa, Ana Maria Ghinoiu, Liceul Teoretic Emil Racoviță, Lidia Andreea Bucur, Colegiul Economic Virgil Magiaru, felicitări și inspirație mai departe. Mihaela Clin Avram, pentru poezie. Mihaela Clin Avram, pentru poezie, pentru Colegiul Național Costache Negrin. Felicitări, Mihaela, ea este și voluntară a Bibliotecii Județene la Urechea. Iată și Claudiu a fost. Sunt categoria 15-21, dar nu sunt separate. Ioana Scutaru, Colegiul Național Costache Negrin. Și Ioana Codruța Tudoriu, de la Universitatea din București, a venit mama, da? Premiul este pentru poezie, da? Da. Vom trece la celelalte premii. Dăm numai prima, așa, dai câte una,
Sacoșele sunt tot din partea bibliotecii și de ține la urechea, iar cărțile sunt, putem să avem și sponsorii. E vorba de editura Herald, editura Olimpias, editura Sofia, editura Acon, se află și aici, editura Inforapart. Mai avem și de la familia ortodoxă o colecție de reviste și CD-uri. Toți premianții au câte în premiu câte un exemplar de revistă și CD-ul. Unde vreți dacă n-am uitat pe cineva? Mă rog, editura Axis Libera Bibliotecii pe Aurica. Și la premiile speciale o să mai aflați care sunt sponsorii generoși. Pentru eseu, pentru categoria de vârstă 10-14 ani, Elena Grecu, de la școala numărul 25, a primit un premiu. De la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, categoria de vârstă 15-21, Maria Vârgovici, tot pentru eseu, are un eseu de așa, de la Colegiul Cogălicianu Andreea Gabriela Rusu, premiu pentru originalitate. Andreea scrie proză. La categoria de vârstă 10-14 ani, premiu pentru originalitate a obținut Narcisa Șerban, Liceul Teoretic Emil Racoviță. Și premiul pentru originalitate, din nou, Mihaela Crina Avram, Colegiul Național de Stație Negrini. Mihaela a concurat și cu poezie și cu proză. Felicitări încă o dată, inspirație. Premiul pentru originalitate se acordă și Cristina Elena Palade de la Liceul Teoretic Emil Racoviță. Se pare că nu a ajuns. Da, dar la urmă. Da. Premiile pot fi luate și de profesorii celor nominalizați, dar la sfârșitul. Adina Cuzma, de asemenea, un premiu pentru eseu de la Liceul Tehnologic Elena Caragiani din Tecuci, fiind din Tecuci, probabil că nu a reușit să ajungă. Tot pentru eseu, un premiu pentru prima categorie de vârstă, Lorena Ionela Ciocânta, sau Ciocântă, Școala Generală din Bărbistă. Premiul revistei Axis Libri, revista Bibliotecii Județene de Aurechea. Avem două astfel de premii. Unul dintre ele a fost obținut de Andreea Secară, de la Colegiul Național Costache Negrini. Felicitări! Cele două premii vor beneficia, bineînțeles, și de spațiu în paginile revistei noastre. Premiul revistei Axis Libri, din nou, Ioana Codruța Tudoriu, de data aceasta pentru eseul, foarte frumos eseul. Așa, premiul pentru stil, o lucrare foarte frumoasă a Mariei Strâmbei, de la Colegiul Național Vasile Alexandrei. Maria Codruța a zis că nu poate veni, că sora ei are un spectacol. Și
premiul special ECO. Este premiul pentru poezie de inspirație religioasă. Este obținut de Cosmina Laura Ambrose de la Ciocărâi. Mulțumim pentru flori. Premiul special Nina Casian pentru eseul Nina Casian Poezia Ludică, de altă singurul pe tema respectivă, probabil că a fost foarte dificil. Au fost obținut de Andreea Finichiu de la Colegiul Național de Artă Gătăcea. Și emoțiile probabil că sunt mari pentru cineva care nu și-a auzit numele și a fost invitat în mod special. Marele premiu al bibliotecii, al concursului acesta, care poartă numele fondatorului Ivea Urechea, a fost obținut de Ilie Răpceanu, de la mașinile de pe trotuar, deci în prim plan valoare, pentru că la noi omul se pare că e cea mai ieftină marfă. Scaunul din autobuz murdar, curat murdar, cozile de la poștă, ca pe vremuri, sau la biserică, nu-i curățat deloc când a fost zăpadă, am zis aici ocazia de a veni la biserică duș. Așa. Foarte apreciate sunt și articolele medicilor care conțin sfaturi sau sugestii de prevenție extrem de folositoare într-un oraș în care numărul specialiștilor este deficitar. Aceste articole sunt semnate de medici care înțeleg atât importanța educației continue a populației, cât și faptul că profesia lor nu se poate limita doar la cadrul strict al programului. Am închis ușa și după aceea nu mă interesează. Numele lor, și cu această ocazie le mulțumesc din suflet, sunt Angel Rodica, Cornelia Caliga, doamna prezentă cu mine acum, Obzariu Lorelai, Dumitru Vâlcu, Ampleiev Evdochia și militarul Laurenția. Dar numărul lor este în creștere, deja la următorul număr mai avem încă un medic printre noi care ne va vorbi despre cum să ne păstrăm sănătatea creierului, care este foarte importantă. Poți să te lipsești de orice, poți înlocui orice aproape, creierul deocamdată nu. Nu în ultimul rând, au fost foarte apreciate articole despre istoria ținuturilor nordobrogene, scrise de către cunoscutul arheolog Dr. Victor Bauman sau profesorii Rădulescu Nicolae și Ariton Nicolae, sau informațiile legislative care prezentau interes pentru vârstnici, primite de la Aurica Mihalcea. Revista mai cuprinde cronici de carte, articole despre muzică, importanța sportului pentru vârstnici, interviuri. Sunt prezentate personalități tulcene și, de curând, o pagină de debut care are rolul de a încuraja persoanele vârstnice în a-și exprima opiniile sau a-și face cunoscute creațiile. Pe scurt, revista Seniorii Tulceni se dorește a fi pentru vârstnici o pledoarie pentru creația continuă, cea care ajută omul să se dezvolte și să se modeleze, și un nu hotărât spus rutinei. Și din câte știu, este printre puținele reviste din țară, reviste pentru seniori. Mai știu că este la Râmnicu Vâlcea o astfel de revistă, tot Seniorii se numește. Muzica noastră e mai bună, trebuie să recunosc. Cam așa. Și am luat legătura de curând cu seniorii din Galați, cei care fac parte din Universitatea Vârstei a treia, pe care i-am cunoscut la Forumul Seniorilor de la București. Au aflat și dânsii despre revista noastră și sper să ne urmeze și dânsii exemplul și să colaborăm, pentru că eu zic că bătrânii mai au ceva de spus în societate. Să-i mulțumim doamnei Tania Nicolescu și din partea bibliotecii, cu ocazia acestei lansări și prezentări de revistă, o diplomă de excelență în cadrul acestei ediții de festival. Mulțumim. Revista se găsește întâi. Stați aici lângă mine, nu plecați. Să urmează acum doamna Luminița Dascălu, o colegă de breaslă, din câte am văzut în vișa dumneei,
Doamna Alinca Daspălu, născută într-o zi de iarnă, undeva în județul Buzău, comuna Boldum, absolventă a Liceului de Filologie Istorie Mihai Eminescu din Buzău, bibliotecară la Colegiul Național Nicolae Bălcescu din Brăila, publică teatru și proză în numeroase reviste, Coca, Ion, Sude, Excelsior, Dunărea de Jos, este prezentă în antologii brăilene, organizatoare de evenimente literare, microfestivalul Adriana Siparu, coordonatoarea cercului de lectură Mihail Sebastian din Brăila, inițiatoare și redactor șef al revistei de poezie Poem Cafe. Debutează publicistic cu proză scurtă în revista Cogaion din Deva în 1994 și editorial cu volumul de versuri Ritme Fragile, editura Univers Enciclopedic 1997. Este afiliată ca afiliere membra Cenacului Literar Mihail Sebastian și membra Uniunii Scriitorilor din România, filiala Brașov din 2011. După cum am mai spus, este colaborator la diverse publicații, literatorul, cu vorbiri literale, Dunărea, revista nouă, Excelsior, Iceberg, Sens și probabil că în curând și la Asistite. Premii selectiv, premiul literar pentru poezie la Festival Lucia Blaga, premiul Cartea Anului 2013 a filialei Brașov a Uniunii Scriitorilor din România pentru volumul Ținutul Fratelui Mai Mare. Lucrări publicate, are și dumneavoastră o sumă de lucrări, selectiv, vă citesc câteva, Rime Fragile, versuri București, editura Univers Enciclopedic 1997, Poeme, versuri Brăila, editura Centrului de Creație 2010, Ținutul Fratele Mai Mare, versuri, editura Cearmides 2013. Astăzi este prezentă cu antologia literară a Colegiului Național Nicolae Bălcescu din Brăila, Frontispicii. Să o aplaudăm și să-i spunem bine a venit. Și acum o să rog să prezinte lucrarea. Mulțumesc de prezentare, bună ziua! Sunt aici în calitate de bibliotecară a Colegiului Național Nicolae Bălcescu din Brăila. În fiecare oraș din țara noastră există un liceu foarte important. La Brăila este Bălcescu. Acum este Colegiul Național, de mai mulți ani este Colegiul Național. Așa cum la Galați este Vasile Alexandrii, la Buzău, Colegiul Național HDU. În 2013, școala noastră a împlinit 150 de ani de activitate. Cu acea ocazie au fost editate mai multe lucrări. O monografie, un anuar, o revistă și această antologie literară pe care am lucrat-o eu împreună cu domnul profesor Marcel Ganea. Ideea cărții acestei publicații mi-aparține, m-am gândit la ea, cred că de când eram foarte tânără, vreo 26 de ani, am încercat ceva și a rămas. Dar pentru că au fost fonduri cu ocazia sărbătorii de 150 de ani, am reiterat această idee și am lucrat împreună cu domnul profesor, cum v-am spus. Nu este o carte groasă, zice, o antologie mică. Sunt multe nume aici, sunt 81 de nume, și veți vedea că unele sunt extraordinar de importante. Dacă aș fi lucrat eu așa cum începusem cu mult timp în urmă, ar fi ieșit poate în două volume, ar fi ieșit scufoasă. Vreau să pun acolo notițe critice, să pun fragmente mai mari la fiecare. Nu, domnul profesor a spus așa, câte o pagină, atât, fiecărui autor, indiferent că îl cheamă Mihail Sebastian sau eu un nume de acum al unui absolvent din ultimii ani necunoscut. Și chiar așa am făcut. Conține numele și anul nașterii și eventual al morții, după aceea o mică notiță cu calitatea pentru care a fost cuprinsă în carte, nu ce a fost în viață, dacă a fost medic sau dacă a fost farmacist sau cine știe ce, doar dacă este scriitor și așa. Și după aceea ce a scris, numele volumelor și anul și atât. Și un mic fragment de proză sau un mic poem, dacă este poet. O să vă citesc niște nume din cele 81, o să citesc vreo 30. Nu sunt multe, nu, veți vedea, sunt foarte importante, nu, sunt foarte importante și veți vedea că sunt foarte importante și sunt aici pentru că sunt fie poeți, fie prozatori, fie critici literari, fie filozofi, că el a dat 4 mari filozofi, i-am cuprins aici ca eseiști, sau chiar sunt
De exemplu, Nica Petre este sculptor, dar are două volume de memorialistică, două volume antume și după aceea un volum postum. Tot memorialistică este, dar așezat în formă de povestiri. După aceea, Maria Filotti, mare actriță, are volum de memorialistică și a apărut aici. Anton Bacalbașa, Ștefan Petică, Panait Cerna, Maria Filotti, Naia Ionescu, Gheorghe Banea, Perpesicius, Petre Andrei, Bazil Munteanu, Vasile Băncilă, Ilarie Voronca, Anton Dumitriu, Ernest Bernea, Mihail Sebastian, Teodor Constantin, Fănică Gheorghe, Eugen Schileru, Micu Dragomir, Valeriu Gorunescu, Mihail Crama, Marcel Gafton, Mihai Berechet, Teodor Vârgolici, Nică Petre, Ion Mustață, Gabriel Dimisianu, Lucian Chișu, Petre Răileanu, Victoria Milescu, Adriana Sitaru, Cristă Năsescu, Lavinia Braniște, Gheorghe Șerban, Valentin Popa, Cristian Bejan. Există și o adenda unde nu sunt foști elevi, ci sunt cadre didactice ale liceului de-a lungul timpului care au scris. Pe coperta a patra este un poem foarte frumos, scris de Mihail Crama. Nu știu cât își mai amintesc de acest poet, născut la Brăila, a trăit în București. Și este un poem dedicat criticului literar Gabriel Dumisianu. Vi-l citesc. Liceu. În fața librăriei, fiecare, negoț făceam cu cărțile școlare. Dactil suiam în vietoirii, pe Cicero schimbam pe logarit. Dădeam o vârstă pe alta mai de fală, fără să știm că vârstele înșală. Și așa treceam și fieram destine ca verbele prin iubstele latine. În timp ce toamnele ascuțeau cuțite sus, sub cerul larg, sub veacul nesupus. Un poet pe care gălățenii îl mai știu, scriitorii gălățeni, mort de 10 ani, Ion Mustață. Vreau să citesc acest poem al lui, pentru că se numește Dunărea și ne unește. Dunăre, brațe de apă mă strâng pe timașe și-mi caut iubirea în liniștea lor. Chiar dacă-i crivăț și e miază noapte, Dunăre, Dunăre, Dunăre dor. Vin dinspre lume corăbii hoinare, la țărmul câmpiei în dulce popas. Chiar dacă visul se destramă și piere, Dunăre, Dunăre, tu mi-ai rămas. Vara se adună în răcoare de val, nopțile albastre dansează pe plajă, urmele pașilor noștri ne strigă, Dunăre, Dunăre, cântec și vrajă. Nu putem să citim mai mult, sunt multe și frumoase, sunt alese cu... Vreau să spun că, uite, există, de exemplu, Gheorghe Șerban, care a fost profesorul dumneavoastră la Dunărea de Jos, este latinistul, traducătorul. După aceea, există la noi profesorul Cristian Bejan, care este profesor de latină la noi, un om de o modestie extraordinară, care a fost premiat de vreo două ori de Humanitas pentru traducerile în limba latină. Ați auzit niște nume deosebite, ne înclinăm în fața lor. Aceasta este istoria Brăilei, este istoria Colegiului Național Nicolae Bălcescu. Nu ne ridicăm la nivelul lor, dar sperăm. Vă mulțumesc foarte mult! Și noi mulțumim, doamnele Minca Bastolu, pentru excelenta colaborare cu noi. În acest sens îi acordăm această diplomă de excelență în cadrul festivalului. Să o aplaudăm pe doamna Minca Bastolu și pe colega de alături, doamna Tania Nicolescu, încă o dată. Bună ziua tuturor! Bine ați venit pe splendida terasă de la complexul Dunărea ESA, mai precis a fost Hotel Calax, o nouă lansare de cărți, lanseri care fac parte din programul dedicat celei de-a noua ediție a Festivalului Internațional al Cărții, Axis Libri. Mă bucură faptul că avem astăzi în fața dumneavoastră, cu cei mai valoroși, poate cei mai valoroși scriitori gălățeni, la care asistă confrații dumnealor, provin amândoi din jurnalismul
o școală de jurnaliști și de a scrie bine literatură de la Cunoscutul Cotidian, de fapt cel mai valoros cotidian al urmei noastre, Viața Liberă. Este vorba de doamna Catia Nanu, pe care vă rog să o aplaudați, este un bun elev. Vine cu o carte deosebită, sugestiv intitulată, o să descifrăm de ce și-a intitulat așa, Cine a golit prutul de pește? O să aflăm. Iar domnul Paraptiru vine cu un nou volum, cu o nouă lucrare, Pestis, volumul 1, în lucru spre finalizare, volumul 2, acestei cărți. Dați-mi voie foarte, foarte pe scurt să vi prezint. Doamna Catia Nanu, profesor, jurnalist și scriitor. Născut în 7 noiembrie 1900 și ceva la Călăraș. Absolvent a Universității Bucureștene, Facultatea de Istorie, Filozofie, Secția Psihologie, Pedagogie. Mă întâlnim în activitatea socioprofesională ca profesor la școala numărul 5 din Tecuci, lucrează o perioadă de timp în cadrul pionierilor, apoi director al Teatrului de Păpuși din Galați, jurnalistă din 1989 la Cotidianul Grățan Viața Liberă, unde a îndeplinit funcția de redactor șef. Și a făcut-o bine, vă asigur eu de lucrul acesta. Profesional, la asta mă referam, a condus și editura și imprimeria Secția Alma S.A. Galați. În anul 2015, i-a fost pusă în scenă piesa După noi, Apocalipsa. Textul Catiei Nanu s-a derulat pe Scândura Grățeană ediții întregi. Ca afiliere, este membra Uniunii Scriitorilor din România, filiala Galați Brăila, membra Uniunii Ziariștilor Cotidieniștilor, Uniunii Ziariștilor Clasa I. Debutul publicistic, doamna Catia Nanu, realizează în suplimentul Preludiu, aș uita, cred că de chestiunea acesta, a revisei Limba și Literatura Română pentru Elevi și în antologia Excelsior 72. Aceasta se întâmpla în anul 1972. Debutul editorial realizează în anul 1984 cu volumul de versuri pentru copii, de demult cu elefanți. Domnul Dochia, suntem într-o activitate și cu domnul Valeghi. Vă rog eu tare mult să ne respectați ca să vă respectăm și noi. Colaborează la mai multe publicații. Axis Libri, Pagini Dunărene, Luceafăru, Anfiteatru, Ateneu, Convorbiri Literare, Dominus, Dunărea de Jos, Viața Liberă și mă opresc aici fiindcă colaborează la mai multe publicații. Lucrările din colecțiile bibliotecii Viorica sunt numeroase. Sunt în număr de 27 și astăzi vine cu a 28-a Cine a golit prutul de pește, proză scurtă, realizat la editura propria bibliotecii, Axis Libri. Bun venit și putere de creație în continuare, doamnă. Domnul Teodor Paraptiru, care zâmbește foarte rar, nu are motive, spune lui, profesor, scriitor, născut în 6 mai 1949, într-o mare localitate, Șocaliciu, astăzi Unirea, din județul Călăraș. Studiile gimnaziale în Comuna Natală, liceu în Călăraș, iar Universitatea la Iași, Alexandru Ian Cuza, Facultatea de Filologie. Din activitatea socioprofesională, tot tipul profesor de limba și literatura română, școala 31, încă din anul 1972. Îl întâlnim redactor la Viața Liberă din anul 1980, redactor șef la Dominus, din păcate s-a încetat activitatea, începând de numărul 16, când s-a încetat activitatea Dominus. Conduce Cenacul Literar Anton Holban din cadrul casei Corpului Didactic din Galați din 2003 și este moderatorul cunoscut al manifestărilor literar-culturale de la Biblioteca Județeană Rea Orechea, Salonul Literar Acces Libri, care are loc în fiecare joi la orele 17 în cunoscuta sală Mihai Eminescu. Ca afiliere, membru al Cenacului de pe lângă Casa Tineretului de Iași, cât în timpul studenției, apoi, timp de 6 luni, membru fondator al Societății Costache Negri, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Distincții. Cetățean de onoare din anul 2011 al municipiului Galați, colaborează la foarte, foarte multe publicații. Amintesc în ordine alfabetică, Alma Mater, Anfiteatru, Axis Libri, Convorbiri Literare, Cronica Dominus, Dunea de Jos, Luceafru, Portofranco, Tribuna Viața Liberă, etc., etc. Debutul publicistic realizează în anul 1969 în perioada studenției în revista Anfiteatru, iar debutul editorial în anul 1969, de 10 ani mai târziu,
vine cu volumul Medalion. Lucrări în colecțiile bibliotecii sunt în număr de 30. Astăzi vine și prezintă, cum spuneam, texte, testis, cu poeme, romane, scenarii, parabaze, istorie paranetice, Enchelehi, la editura Senior, al cărui director este Călăraș 2016. Putere de muncă cu volumul 2 și 3, domnul Așa. Așa cum v-am obișnuit, noi de la Biblioteca Județeană de Aurechea avem colegi care citesc și recenzează cărțile pe care le prezentăm, pentru a vă introduce și dumneavoastră, cei care n-ați apucat să le citiți, să prezinte aceste recenzii. O să începem pentru doamna Cadea Manu cu colega mea, Lucica Velichi. Poftim, Lucica. Cartea Cine a golit putul de pește, scrisă de doamna Cadea Manu, cuprinde proze scurte și foarte scurte, care par să oglindească o realitate a tranziției românești, în continuarea romanelor, nuvelelor, pieselor sale de teatru și, în ultimul rând, în continuarea operei sale jurnalistice. În primul rând, este o meditație asupra oamenilor, a modurilor în care ei se poziționează față de viață. Această carte este o fenomenologie literară. Sunt multe dialoguri, dialoguri pe bănci, în parcuri, în stații, la mese, la grătare, la pescuit, în intersecții. Întâlnim nostalgia, aparența oamenilor, cărora deseori le iese la iveală, pe final, meschinăria construită picătură cu picătură, dacă nu a venit toată la pachet de la început, meschinăria și răutatea, surori bune de rele, întâmplări ale zilelor noastre cu tehnologie modernă, cu telefoane, mesaje, colete. Nu lipsesc duioșia, candoarea, frumusețea, amintirea părinților, ironii subtile la adresa scriitorilor gălățeni în schița Buricul Târgului, gaițe noi în schița Cafeluța de la Bloc, o sinucidere, înțelepciune populară, momente, instalatori, un hoț tânăr bătut la locul faptei de o femeie, o petrecere într-o curte, locatarii de la Bloc privind petrecerea de pe terasă, niște cubanezi pe o plajă portugheză, un bolnav de sinestezie concediat, un accident de circulație grav într-o stație de autobuz, priveghiuri cu diverse răfuieli de dincolo de moarte. Umorul o ajută pe autoare să se apropie de oamenii mai puțin agreați ori simpatizați, cei care devin obositori, care nu văd omul ca pe un scop, ci doar ca pe un mijloc. Alteori, umorul are diverse nuanțe de negru, precum în schițele Aparat de aspirat motanul, Dragă firule de iarbă, Nedumerire, Mesajul și Asta nu-i viață, mă doamnă. Dovedind că realitatea este mai tare decât imaginația. Dezmedicirea din finalul povestirii Nedumerire a amantei numărul X, manipulate de către bărbat, este demnă de un personaj din Caragiale. Citez. Dacă aia care îl urmărește e Amanda, atunci eu drag cu cine sunt? O problemă cu Șiret, o altă schiță, aduce aminte de băieții neastâmpărați din Caragiale. Puterea exemplului este despre puterea publicității, cum influențează ea. Se observă cum copiii mici sunt între personajele preferate ale scriitoarei, care se apropie de ei cu o speranță aparte, sperând că vor deveni în viitor oameni adevărați, buni, firești, ființe ale paradisului întors pentru noi aici. Un paradis care nu poate decât să miroasă, precum o țară miraculoasă, pe care un copil o poate dărui din tot sufletul lui. Citez. Nu fi supărată, bunico, mă fac eu mare și îți cumpăr o țară din asta, cu de toate, unde să miroase frumos ca în mașină. Îți promit. Am încheiat citatul. Este un final înduioșător și un fel de trimitere la adresa celor care vând casele părintești sau ale bunicilor, în schița ce miroase în mașină. Sfârșitul ușor imprevizibil, dar inevitabil al textului în aceeași direcție, ne aduce aminte ce fel de ființe suntem, unele gândindu-ne la finalul în fel și chip. Fiecare carte, fiind în felul ei și o insulă, un mic naufragiu în universul Catinanu, poate fi deloc în vreo ordine care nu poate fi în globalismul acesta decât un haos. Un haos ordonat, o vacanță, o călătorie în timpuri arecum recente sau contemporane, un grătar, o poveste de iubire, online sau nu, o moarte, o strategie de a cuceri un magazin. Tonul general al cărții este unul optimist,
reamintindu-ne că scriitoarea Katia Nanu este o zână bună, pentru care literatura este o baghetă magică. Felicitări, doamna Katia Nanu! Mulțumesc! Mulțumesc, Lucica. În continuare, colega mea, Cătălina Șoptuz. Bună ziua! Apreciat ca prozator, gazetar, dramaturg, poet, moderator sau profesor de limba și literatura română, domnul Teodor Parapiru este o valoare a culturii călățenii și literaturii române, cu o impresionantă operă literară. De la romanele polițiste și performanta proză fantastică până la prestigiosul dicționar de expresii celebre, editat succesiv în mai multe ediții, mereu îmbunătățite, scriitorul Teodor Parapiru ne prezintă astăzi o carte impresionantă, o carte eveniment intitulată Testis, sezonul 1, apărută la editura Senior la Călăraș. Și-a definit cartea ca fiind una de poeme, romane, scenare, istorii sau întelechii, ținând să specifice sezonul 1 și avertizându-ne astfel că va fi și un sezon 2, cel puțin. Pe parcursul celor 80 de pagini întâlnim 20 de texte literare scurte și ultra-scurte, descoperim o paletă largă și interesantă de genuri literare sau moduri de scriere specifice autorului care se întrepătrund pentru a permite cititorilor săi să înțeleagă subtilitatea acestora. Chiar titlul cărții, Testis, Martor, traducere din limba latină, sublinează ideea de a putea fi martor prin lecturare la întâmplările și trăirile personajelor purtate de la o pagină la alta, fiecare dintre ele special alese, cu mare putere de reprezentare și simbol. Scriitorul Teodor Parapiru dovedește o admirabilă capacitate de a prezenta acțiunea la limitele și granițele cele mai subtile ale genurilor, așa încât să ne putem întreba dacă un text sau altul este eseu, proză sau poezie, mini-teatru sau ceva ce nu poate fi definit, dar care poate convinge. Sigur, de departe, firul care leagă cartea și care îi conferă sens și valoare de interpretare este celezic, dacă ne gândim și la faptul că avem de-a face cu câteva personaje importante, cum ar fi doamna globală Julieta, misteriosul domn Solo sau poștașul Corbul, blajinul vecin Marțian sau doamna Elvira și alții. Doamna globală Julieta este o respectabilă doamnă în vârstă, care, în jurul căreia gravitează celelalte personaje, precum poștașul Corbul, un mesager neobosit, Marțian, vecinul Blajin, doamna Elvira, fosta contabilă, doamna Mina, fosta artistă, sau domnul Solo, autorul unui registru misterios intitulat Codex Testis, în care consemnează totul și devenit astfel mare cronicar. Citez. Deseori, domnul Solo poartă sub braț un fel de registru, marcat evident de trecerea timpului, pe care scrie caligrafic Codex Testis. Rugat insistent, câteodată citește câte un capitolaș, deschizând drumul la întâmplare sau la cererea ascultătorilor. Mai apar și alte personaje, dar numai pentru a servi la consemnarea unor fapte pline de semnificație, încât să fie menționate în celebrul registru. Cu aceste personaje, cu genul epic prezentat, în majoritatea textelor ultra-scurte, cu desele dialoguri ce se înfiripă între personaje, cartea poate fi considerată roman, teatru, dar și eseistică, creație satirică sau lirică. Însă, indiferent de genul literar, surprinde prin inedit, pitoresc și puterea de fabulare a acestor istorii. Pe coperta 4 întâlnim un scurt text, leac de singurătate, în care vocea unui domn din umbră ne prezintă un scurt dialog în viitor între personajele cărții. O carte pe care vă o recomand, plăcută și plină de suspans, care îl recomandă pe scriitorul și omul Teodor Parapiru, astfel. Lectură plăcută! Mulțumesc mult, Cătălina. Dați-mi voie să spun și eu câteva cuvinte despre domnul Teodor Parapiru, un prieten adevărat al meu și un exigent critic literar a ceea ce scriu eu. Eu l-am numit de multe ori ca fiind patriarhul nostru gălăcean și acum o să vă spun ceea ce, cum am gândit eu despre cartea Testis, care ne referim, o nouă înfățișare a patriarhului. De ce? Pentru că mă obișnuiseră în ultimul timp să vină cu un limbaj licențios pe care eu nu l-am agreat și i-am spus-o în față. Nu știu cât a plăcut, cert e că reacția nu a fost una care să mă supere. Și de aceea m-am bucurat tare mult că a venit cu această nouă lucrare, un prozator din excelență, cum este dumnealui, poet și dramaturg de
de asemenea, eseist de primă linie, autor de remarcabile romane polițiste, enciclopedist prin amploarea și diversitatea operei sale. Domnul Teodor Papiru, deși egal în manieră și profunzime de-a lungul întregii opere, și-a manifestat totuși, chiar dacă destul de discret, și o mare afecțiune specială, aceea de a iubi, parcă un pic mai mult, creația cea mai elaborată și mai plină de importanță socială a domniei sale, Dicționarul Enciclopedic de Expresii Genere. Carte care e gata de tipar, dar într-o nouă formă, se pare de data aceasta definitivă. Chiar are o ultimă ediție de data aceasta, definitivă, cu ea vine, are discuții avansate cu cunoscută editură Ideea Europeană de a o publica acolo, deși dumneavoastră ține foarte mult să apară în continuare ori la Access Libri, ori la, spune dumneavoastră, o editură foarte serioasă, Senior de la Călăraș. Am glumit, nu mi-a spus lucrul acesta. Noul test, o carte de numai 80 de pagini, autorul detectivului Orb, are suficiente motive și să-și îngăduie o nouă slăbiciune, slăbiciune întregită cu ghilimele de rigoare, știind câtă pasiune și speranță pune în tot ceea ce scrie, în mărturisirile sale, dar și din graba cu care a publicat înainte câteva texte în revista noastră de la bibliotecă. Domnul Parapiru vine în această carte ca și făcând un recurs la textul ultrascurt. În această ieră am numit-o de pilulizare, până și cosmonauții pleacă printre sfere pe esențe nutritive reduse la minim ca substanță și pare de altfel singura cale spre reușită. Calendarul doamnei globale Julieta, primul text, are numai 34 de rânduri și acelea drept rezultat al unei așezări speciale a cuvintelor conținute, astfel ca ideea de scriere deosebită să fie iarăși subliniată. Doamna globală Julieta este personajul central al cărții și totodată cheia tuturor descifrărilor posibile ale unor întâmplări, dialoguri, stări, fapte și idei, toate, fără excepție, învăluite în abrul dâns și decantator de esență al unei filozofii și înțelepciuni de care numai Teodor Parapiru putea să dea dovadă. Nu degeaba îi spune patriarhul. Cu câtă abilitate concentrează substanța epică în această veritabilă bijuterie, am spus eu, a prozei scurte românești, vom vedea din replica finală a doamnei globale Julieta, care în anul, atenție, 2022, de ziua Sfântului Ilie Tijbutu din Galat, împlinește 100 de ani și care, preocupată de ziua în care trebuie ridicat gunoiul și încurcându-o adesea, se reabilitează în fața nepotului cu un, citez, ei, poftim, iar ne-am încurcat. De la o vreme, toate zilele mi se parte gunoi. Câtă substanță, ce și câtă trimite pe ceea ce se întâmplă în societatea românească și din care nu facem nici noi excepție, Urca Crățeană. Indiferent însă de genul în care s-ar încadra povestea, ea surprinde din ineditul și pitorescul ei și mai ales prin puterea de fabulare pe care aceste mici istorii paranetice, de la Franțuzescu paranetic moralizator, ar putea o induce în imaginația cititorului avizat, aș spune, a unui chiar elitist. Ultrascutele lui Teodor Parapiru aduc în prim plan pe inegalabila doamnă globală Julieta, prezentă și în primul text, dar și în ultimul, pus de autor direct pe coperta a patra, fără a mai insera și în interior. Povestea cu ziua de gruna Făcea, care este la poartă pentru a privi la convoaile motoare ce trec pe uliță, răspunde celor care o întreabă asupra identității decedatelor. Nu eram eu. Aventura cu participarea la 75 aniversare a clădirii liceului, în care bătrâna stă 6 ore la morminte pentru a discuta cu ceilalți despre timpul de atunci și timpul de acum și alte câteva asemenea pasaje, sunt de o frumusețe rară. Știindu-o, cunoscându-o foarte bine, așa cum spuneam la început pe Teodor Parapiru, nu numai prin minunatele sale cărți, dar și prin lungile discuții despre lume, viață și literatură pe care noi ne încingem la etajul 2 în biroul directorului de la Biblioteca Județeană de Aurechea, după terminarea întâlnirilor la Salonul Access Libri, am putut lesne descoperi în acest minunat personaj feminin din Testis, pe chiar mama domniei sale, o respectabilă doamnă,
aflată la o vârstă destul de înaintată, în spațiu atât de greu de păstrat al lucidității, înțelepciunii și clarviziunii, cu o filozofie aparte din care să te inspiri în cele mai profunde domenii ale cunoașterii. Ar fi, suntem convinși, cel mai minunat dar pe care Teodor Parapelul a putut oferi celei care i-a dat naștere. Iar literatura, adevărata literatură, își găsește și în acest fel un bun loc pentru copertele ce cuprind acest minunat Testis sezonul 1. Vă așteptăm cu sezonul 2 și fericită de operare! În continuare, pe loc de pe colegul tehnic, să spună și dumneavoastră câteva cuvinte despre cele două lucruri. Bună ziua! Voi încerca să fiu mai scurt. În urmă cu 10-15 ani, așa cu insolența tinereții de atunci, mă gândeam să scriu o istorie a literaturii de latinii contemporane, în vârtejul imaginației de atunci, și mă gândeam să încep cu Alina Drobacă și cu Cristi Pagă, așa mi se pare o mie, puncte de plecare pentru așa numita istorie contemporană a literaturii. Bineînțeles, cu acea insolență nu m-am gândit că totuși sunt și înainte niște scriitori pe care încetul cu încetul i-am descoperit. Atunci citeam, nu prea citeam literatură bălățeană, dar spun așa. Apoi am fost încântat de bogăția acestei forme culturale care este literatura. Am reușit atunci, iată, trecut aproape 10 ani, să scot un volum, scriitor bălățean pe înțelesul tuturor. Mă gândeam că vor veni cât de curând și altele, dar iată că probabil la acel volum va continua cu comentarii la adresa tot a celor scriitori care sunt acolo, pentru că în acești 10 ani au scris și au publicat și am făcut cunoștințe cu operele lor, am și scris despre ele. Iată, numai la acest festival am avut cel puțin în ceea ce privește proza, trei lucrări cu totul și cu totul remarcabil, ca să nu mai spune de eseu și de poezie. Ieri a fost Costel Prângan cu Ierigan, s-au mai mult așteptat și astăzi cu două cărți, despre una am mai vorbit cândva la o lansare, dar iată că și voi începe cu cartea doamnei Catia Neamu, de care sunt legat mult mai tare spătește pentru că m-am onorat și cu oarecare trecere de consiliere, așa, prin, iată, folosesc un termen total nepotrivit. Și mi-am pregătit și o prefață pe care am intitulat-o eu așa, proze despre tranziență, termenul de tranziență l-am întâlnit pentru prima și ultima oară la Alvin Toffler, deci el este prezent în dicționare, caracterul a ceea ce este trecător, tranzient, efemeritate. Termen folosit în diferite discipline sociale, semnificând caracterul instabil, continua devenirea relațiilor omului cu realitatea înconjurătoare, viteza de modificare a acestor relații și de adaptarea omului la noile relații. În timpul studenției îmi botezasem fără a mă gândi că îi caracterizau un oarecare șoc al viitorului, iubirile ca fiind de tranziență. Fără am sofisticat, vedeam că țin prea mult și trec prea repede acele iubire. Dragostea pentru literatură s-a dovedit în cele din urmă că nu ar fi chiar de tranziență, iar printre satisfacțiile pe care le-am oferit mereu este descoperirea, da, de noi și noi cărți. În ultimul timp chiar și manuscrise, texte care încântă, vrăjesc, sunt o provocare atât pentru estet, cât și pentru rațiune și inteligență. Pentru criticul literar, chiar este o bucurie să descopere mai înainte de alții o carte cu adevărat bună. Cum este și cazul acum al volumei de proză, volumul de proză al scriitoarei Catia Neamu. Prozele scurte și foarte scurte ale acesteia par a încercat să oglindească o realitate a tranziției și nu numai a veșnicii tranziții românești, în continuarea romanelor, nivelurilor, pieselor sale de teatru și, nu în ultimul rând, în complementaritatea operei sale jurnalistice. În primul rând este o meditație asupra oamenilor, și abia apoi a românilor, a modului în care ei se poziționează față de viață și chiar față de nimic. Da, această carte a Catiei Neamu este și o fenomenologie literară a aproape nimicului, cum apare la un moment dat în carte, această expresie aproape nimicul, deși mai care crede după un titlu că este chiar nimicul, frate bun al cuvântului meu ontologic degeaba, cu care îi răspunde alintat să-ți o femeie unui bărbat în carte.
Marta ar fi și ea un personaj destul de important dacă am contabilizat cu adevărat implicarea în economia volumului, cu toate aluziile ce a rezultat privitor la locul de verdeață din ectenia morților, altfel loc, loc luminat. Deloc plecând de la proza în care am avut un vârst, dar îi face o teoria numărul de verde unei prea june iubite, draga mea dragă, suspină Marin, aranjându-și dunga pantalonilor și trecându-și mâna prin părul ușor cărunt, toate culorile au nuanțe. Cromatic, universul coloristic e nesfârșit. Aici e frumusețea. Nimic nu e doar alb sau doar verde, totul curge dintr-o culoare în alta. Înțelegi? Înțelegeți? În proza nuanțe de verde. Verdele curg mai este și la mici de vreo două ori, gândul ducându-ne în retrospectiv la o altă proză antologică, intitulată chiar Primăvara, unde un tată pornav, destul de grav, este părăsit de către soție, lăsându-i se pe cap și cei trei copii. Binefăcătorilor ocazional, neputând decât constata prin gura bărbatului. Pasca măsii de curbă înjurători. Și mie, cine îmi sapă la vie? Oamenilor, fiecare nu-i așa, e cu via lui, cu vie și cu morții lui. Dar totuși, este moarte destulă, dar este și bucurie, sunt și copii. Totuși, Tronul General al Cărții ar fi unul optimist, tem de Parfum de Femeie, un alt text al Catiei Namu, tot spun că tot vorbeam de un director de mame, sunt două cărți oarecum în care mamele au un rol important, ne vedeam. Un alt text al Catiei Namu, oarecum fără niciodată zimite la romanul mai puțin celebru Parfum de Femeie, care a dus la două ecranizări fabuloase, care se și numea astfel în original, un text în care se face un memorabil portret mame, meditând ambele texte, și cel al Catiei Namu și cel al lui Giovanni Arpino sunt niște meditații dulce amare asupra condiției umane. Reamintindu-ne că scriitoarea Catiei Namu chiar este o zână bună, pentru că literatura este o baghetă magică, una dintre acelea care ne amintesc că suntem orbi, dar care ne poate să face să vedem și dincolo de peștera celebră a lui Platon. În ceea ce privește Testisul, un titlu, ca să spunem așa, e orbitor dacă ne gândim la toate semnificațiile sale. Nu, încă nu. Ar mai putea fi numit această prezentare, să spunem, dacă aveți să o transcrim într-un articol de revistă, Cum strigă luciditatea din om. Este o lucrare care vedește că experimentul de calitate în literatură poate fi încă de actualitate. Oricine are sentimentul existenței într-un univers gogolian, unde suntem studiați ori supuși unor experimente science fiction, ca să nu mai spun de o farsă metafizică, cine vrea să fie martor, așadar una din traducerile cuvântului latin testis, la un proces unde nostalgia, melancolia, o furie abia înăbușită, lehamintea și greața aproape safreană sunt acuzate de însușire de false identități, de muze care fără milă și uită adoratorii, poate îndrăzni să urmeze pe ales în această nouă țară a minunilor încă neterminată. O țară care, o carte care poate să te salveze, măcar pentru câteva clipe de globalizare, falși profeți în postură, de foame, de sete și de dor, de coduri verde, de vii și de morți. Poate unii se vor întreba unde sunt acele romane care apar în subtitlul cărții, scrierile moralizatoarelor filozofice numai aproximativ 80 de pagini. Precum știți de la domnul Zan Firilie, este doar prima parte, vor mai urma încă cel puțin două. Răspunsul nu e vânare de vânt, că tot locul obținut în novelul anul trecut fără să știe de ce. Experimentul este răspunsul, iar nu experimentul steril, ci acela care presupune viitor și de aici și anunțarea implicită a sezoanelor viitoare. Cartea este și o parodiere a serialelor noastre de comedie îndoielnică, adică vezi bine că îndoaie română și român ca nu în poziții ingrate și imposibile, doar iubirea aproapelui presupune cruciadă în toată regula, nu-i așa? Dar care le spală și pluma de creier admisă și aprobată fără niciun referendum. Fără a exagera, scrierea de aici este revoluționară, continuând la nivel experimente micro sau macro epopeice, precum Papuciada, Olcran Cariciu, Satul Global, cărți peste care mie mi se pare că în critica de specialitate s-a trecut aproape, dacă domnul Paratiru poate să mă contrazică, ar fi bine. Esențializarea extremă, dacă ne putem altfel exprima, nu transformă pe scriitor într-un extremist, ci doar la apropie de aurul literar, care nu este deloc calculat, după cum ne sugerează motoul care pe limba noastră înrudită zice aurul nostrum non est aurum pulci. Cam atât pentru astăzi. Aș mai putea vorbi probabil încă vreo două ore. Mersi. Mulțumesc, Adi. Continuare o să o rog pe distinsa doamnă Catiei Namu să ne vorbească cu dumneavoastră despre cum, cine poate prinde pește, cine
Eu să vă mulțumesc în primul rând că sunteți aici. În al doilea rând, o să permit să vorbesc întâi despre Pestis, pentru că am avut onoarea să fiu printre primii care citește această carte. Și să vă spun că mă onorează apropierea de Teor Parahiru, chiar și la o lansare de carte. Universul parafilian este uriaș. Pestis este o lectură deloc comodă, dar extrem de interesantă și de captivantă. O invitație elegantă la filozofie, o filozofie personală, bogată prin bogăția omului care ne pune la dispoziție. Sunt texte aproape experimentale, după părerea mea, un mod novator de a face literatură, pe care l-am apreciat întotdeauna și vă recomand cu căldură carte. Dar nu o să vă rețin foarte mult atenția, pentru că trebuie să dau o explicație pentru acest titlu recunosc incitant cu care domnul profesor Teo Parahiru, căruia îi port o aspirație mare, n-a fost de acord. I s-a părut mult prea declarativ, așa și este. Așa este, de fapt, draga carte. E o experiență, o încercare făcută, trebuie să recunosc cinstit, în dorul presei. În momentul în care am părăsit acest domeniu, mi-am propus să mă mai intereseze. Se pare că nu tot ceea ce ne propunem ne iese. Mi-a fost dor de presă, dovadă că m-am apucat să scriu proză scurtă, foarte scurtă, încercând un exercițiu de virtuozitate foarte dificil. Nu mi-a fost ușor, e greu să surprinzi nimicul în foarte puține cuvinte. Cartea este despre lucrurile mărunte, adeseori considerate neimportante, pentru care trecem, dar care fac parte din viața noastră, cu frumusețea și urâțenia lor. Despre lucrurile pe care avem impresia că nu le putem face breaking news, dar pot fi făcute breaking news, așa cum poate să devină o știre faptul că cineva a golit prutul de pește. Nu l-a golit nimeni, sunt doi pescari care își dau cu presupusul, atât și nimic mai mult. Mie mi se pare că trăim într-o lume a monotoniei, a lucrurilor mărunte care ne sufocă, a falselor știri cărora le dăm importanță. Poate de aceea, între noi călărășteni, diferența dintre Pestis, care este un exercițiu al minții, și cine a golit prutul de pește, care este un exercițiu al privirii, poate să facă locul comun în care noi trăim și ne dezvoltăm activitatea. Nu se poate povesti cartea mea. Sunt 44 de povestiri pe care, dacă veți avea bunăvoința să le citiți și să le acceptați dincolo de gestul frust de a le scrie așa cum le-am văzut sau cum am imaginat că le văd, vă veți amuza, vă veți întrista, vă veți recunoaște în lumea în care trăim. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru vizionare! În continuare, îl rog pe domnul Teodor Parahiru. Știu și sunt convins că va vorbi și despre cartea doamnei Katia Nanu, dar noi dorim să știm despre volumul 2, despre sezonul 2, la Pestis. Știți bine, am să încep vorbind despre Katia și despre cartea domniei sale. Katia este o personalitate care s-a pronunțat tot mai mult și convingător în spațiul, nemai vorbind, jurnalistic, cultural, mai ales literar. Și cred că e cel mai durabil acesta. Oricât de mare jurnalistă, oricât de mari contribuții a avut partea asta, rămâne cu numele scris pe cărți și are argumentele valorii. Cine a golit prutul de pește este o culegere de proză practică, aș spune, compusă din 44 de felii de viață. Asta face parte.
decuptează din viața oamenilor niște momente și le face uneori inconfundabile și de neuitat. Și acest lucru arată încă maestria trecerii jurnalistului de la faptul mai mult sau mai puțin divers la actul de literatură. Și în acest sens o felicit și o mai felicit pentru a înțeles că Zasburg este tema viitor. Și ar trebui să acord, pentru că dacă ne gândim la condiția noastră de cititori, se apropie foarte mult de adevăr. Cu încredere textele scurte și ne prăbușim la cele lungi de la prima pagină sau a doua, cu motive sau fără, dar asta e realitatea. Eu încerc să scriu prin estis un tip de proză de tip teoretic mai mult decât practic. De aceea în structura cărții veți găsi foarte multe cuvinte scrise cu italice. Mi-am propus, după destulă vreme și destulă realitate în care sunt efectiv un om domestic și cu minte și cum se cade, să scriu efectiv proză impertinentă și provocatoare. Eu nu văd în cititor neapărat un prieten, nici măcar o cunoștință. Văd un egal și asta îl obligă și pe el, cum mă obligă și pe mine scrisul și gânditul. Și de aceea, în permanență, utilizez niște planuri multiple de solicitare în sensul conceptului de opera aperta, deschisă, în care lectorul să participe prin sugestiile pe care le dau și prin capacitatea sa de a dezvolta în continuare. N-am numit, de mai știu ce, snobism unele din specii parabaze intelectivă, parenetice, istorii parenetice, ci ele corespund unor intenții de valorificare a unor specii poate uitate, dar care sunt de o cuprindere intelectuală extrem de mare, țin de istoria îndepărtată a literaturii. Se găsesc aici și povestiri oarecum simple, dar și altele complicate, în care îmi propun să discutăm, să prezint și să discut cu lectorul cele mai grave teme care pot fi abordate și pe care noi toți le consumăm, dar nu știu în câtă măsură avem curajul să ne raportăm la ele și prin cunoștințele necesare. De aceea am încercat această formulă și cred că, în general, proza scurtă are viitor. Să știți, se scrie mai greu decât prozele de tip clasic, roman, novelă. Se scriu mult mai greu, iar felul în care încerc eu să scriu e oarecum nou. Să vedem ce ieși, o ieși, oricum, sezonul 2 l-am încheiat ieri. Așa că cine știe când, în circunstanțe, veți citi sezonul 2, care se cheamă Iudex, adică judecător. Trec și la volumul 3, care se va chema Fantasma, iar al 4, Teorein, care în grecește înseamnă spectator. Vă mulțumesc! Felicitări, Teo! Este bine să te grăbești, că și mama se grăbește cu înțelepciunea și să
aibă timp să te asculte ce-ai scris, când îi citești ce-ai scris în tesis. Totuși, dacă dintre dumneavoastră dorește cineva. Eu mă bucur că vă doresc, sincer, ca să mă depășesc programul mai mult. Dați-mi voie să-i ofer distinția doamna Katia Nara, o diplomă de excelență în cadrul ediției a noua festivalului Acces Libri, pentru cine a dorit votul de credere. Și numai puțin bine meritată diplomă de excelență domnului Parapel. Un moment deosebit pregătit de cel care este aici lângă noi, domnul Vlad Vasiliu, toată lumea îl cunoaște, actor, director de teatru, om de litere. Renunț la prezentarea profesională realizată de colegele mele de la compartimentul de referințe, pentru că nu vreau să răpesc din timpul pe care îl au autorii și criticii domniilor la dispoziție. Și o să rog, înainte vă zic ce lucrare lansează. Lansează volumul de versuri, Strigare în pustie, apărut la editura Sinteze. Să-l aplaudăm și să-i spunem bine a venit. Este susținut de doamna Violeta Ionescu, pe care de asemenea o cunoașteți. Să o aplaudăm și pe ei. Și de colegul nostru, AGS Cară, acompania mea la chitară, domnul Sandel Spânu. Precum ați observat, de la tentații la Strigarea în pustie este foarte puțin, poate fi și spațial și temporal. Începe dumneavoastră? Temporală. Întotdeauna, când, de câte ori am vorbit cu domnul Vasiliu, deci e la a doua carte, m-a onorat cu îngrijirea mai mult sau mai puțin a celor două cărți, ba chiar l-am și încurajat. Acum nu știu dacă spre binele literaturii sau nu, asta vom vedea, că simțul umorului îl avem cu toții. Dar întotdeauna, când vine vorba de la Vasiliu, mi-aduc aminte de un poem pe care l-am dedicat cu ani în urmă, la niște frumoase întâlniri, cum sunt și cele de la Serfioti, care, deși în pofida nemulțumirilor noastre, sper să continue, pentru că așa sunt scriitorii, domnule Vlad Vasiliu. Dumneavoastră îi cunoașteți mai de puțin tip, așa, mai pendelete. Deci, felicitări și continuați cu acel proiect, că este interesant. Deci, spuneam de acel poem pe care l-am dedicat, cu voia dumneavoastră o să-l citesc. Este un fel de portret al lui Vlad Vasiliu. Actorul este un părinte bun pentru cuvintele străine. Actorul le iubește ca un înger a aripii. Actorul este atent la felul în care se iubesc cuvintele și oamenilor, la ce creaturi dau ființă iubirea lor. Și spune câte ceva despre poveștile care strigă să fie cunoscute. Actorul își scoate inima lui de cuvinte, dacă vă uitați atent la domnul Vasiliu, veți vedea cum își scoate inima lui de cuvinte, se rănește adânc, își simte sufletul cum se ridică, stol de porumbei, gata să se întoarcă pe statuia omului, așteptând transfigurarea poemului despre actorul care va spune cuvinte în cafeneaua artiștilor în seara aceasta. Acum avem o sală Budapesta. Când s-a născut o poveste sau o nepoveste, seara asta se va naște povestea unei cărți, contactul ei cu cititorii, și actorul se va întoarce în statuia sa sau o va distruge cu un singur cuvânt. Sfârșit! Și atunci, porumbeii aceia de lumină se vor așeza pe umerii voștri, nesărutați de atâta vreme, de ideea de sărut. Și nu veți mai ști care sunt porumbeii voștri și ai luminii sau ai actorului. Vom fi cu toții o piață în Veneția cerului, pe care în genunchi va veni zeul să se mai roage pentru noi, fără cuvinte. Acesta era... La treia carte promis să mai scriu un poem dedicat domniei voastre. Și acum, cam la câteva zile după ce a sufletit cabinierul, am fost prezent, unde are un rol cu adevărat extraordinar, împreună cu Stelian Stancu. Maestru Vlad se întoarce la un alt rol pe care l-a îndrăgit, acela de poet.
Cam de câți ani v-ați hotărât să deveniți poet? Dacă te uiți în prima carte din copilărie. Eu știu, dar asta pentru cei care nu vă cunosc. Am avut câțiva prieteni, printre care și Violeta, care a zis, dar de ce nu publici, dar de ce nu publici? Și așa am publicat, că poezie desertară am avut tot timpul. E nevoie de un gând. Eu recomand ca să înțelegeți mai bine pe poetul, atât primul volum, Toamna Igoane, cât și această strigare în pustie, sub intitulată 33x44=77, ne va spune el câte ceva din tainele numerologiei, dacă... Așadar, criticul spune că merită să încercați, o poezie neoclasică, veți vedea, rare ori încearcă și versul alb. Câteodată, acum, gusturile nu se discută, mie parcă îmi plac mai mult cele în vers alb. O să caut pe cele două care mie mi-au plăcut foarte mult și la un moment dat poate o să mai intervin și eu dacă o să mai avem timp. Acum Violeta Ionescu. Vreau să mă ridic. Nu e nevoie de acum. Aș dori să încep în spiritul versurilor lui Vlad Vasiliu din această carte și să vă spun așa. Să îngenunchem și în pacea înserării să ne rugăm. E vremea închinării. O poezie extraordinar de frumoasă. E vremea închinării. Vedeți, această carte are mai mult decât muzicalitatea versului pe care trebuie să-l urmărim, un sens mistic, un sens religios, un sens al căutării credinței. Autorul a plecat în căutarea lui Dumnezeu, a plecat ca un pelerin, hagiu, cum se mai spune pelerinului. A plecat să-l caute pe Dumnezeu și în final s-a redescoperit pe sine. De fapt asta înseamnă, te duci să-l cauți pe cel care te-a creat și te descoperi tu pe tine, descoperi chipul lui Dumnezeu în tine. Asta a descoperit Vlad Vasiliu în Țara Făgăduinței, acolo unde a pășit pe urmele Mântuitorului Iisus Hristos și unde a simțit fiecare piatră și fiecare imagine de acolo, i s-a impregnat în suflet și a făcut, bineînțeles, legătura între ceea ce se vede fizic și ceea ce se știe din Sfânta Scriptură și ceea ce simțea el în sufletul lui, în credința pe care o avea de la părinți și de la strămoși. Versurile pe care le-a scris după venirea înapoi, din această călătorie magică, sunt o închinare, sunt o recunoștință, sunt o mărturisire. O parte din aceste versuri, după aceea, sunt de revoltă pentru ceea ce găsește pe pământ după ce a coborât din cer. Pentru că așa se poate spune, când vii din Țara Făgăduinței în lumea reală, bineînțeles că ești șocat. Fac acum o paranteză, poate că nu chiar atât de elocventă, dar poate mă veți înțelege de ce. Așa cum vii din Occidentul Europei în România și te șochează, te dezgustă gunoaiele și mizeria și gropile și vezi că dintr-o dată te trezești în lumea reală, în lumea în care trăiești tu. Vlad Vasiliu s-a trezit în lumea reală și cartea aceasta a intitulat O strigare în pustie pentru că își dă seama cât de greu este acum să întorci lumea cu furca, este foarte greu, nu poți să o schimbi, nu poți să te acomodezi, dar totuși poți să faci ceva, poți să mărturisești și mărturisirea lui asta este, această carte, această minunată carte, cu o tehnoredactare de excepție, trebuie să vedeți neapărat. Toate fotografiile de aici sunt stilizate.
tot ce conține această carte este o mărturisire și o acceptare și în același timp o rugăminte pentru schimbare. Ar trebui să ne schimbăm. Asta am vrut să vă spun, de fapt. Mulțumesc foarte mult, pentru că e puțin timp. Vă rog, domnul Secară, vă rog, doamna Violeta, nu mai mă criticați, lăsați-l pe Săndel să cânte pe versurile mele și eu să vă recit ceva. Îmi permiteți? Da. Mulțumim. Stăpâne tot puternic, mulțumesc, plecat, că am pășit pe urme țin Betleem curat și am văzut copilul de mama alăptat în peștera în care magii s-au închinat. Mi-ai dat, Doamne, putere să umblu în pustiu, călăuzit de dorul preasfântului tău fiu, pe urmele atâtor părinți cu dar și har ce s-au jertfit să pună o cruce pe altar. Păcătos un trup Iordanul a spălat, să pot veni înainte-ți cu sufletul curat, să merg pe drumul crucii, Golgota s-o străbat. Stăpâne atotputernic, îți mulțumesc, curat. Adesea la cerul înstelat privesc cu jin, privesc cu dor, vă închipui cum ar fi să zbor lumea fără de păcat, așa ușor să rup ce ai, să-ți lași iubii, să-ți lași amici și patimile de aici cu înger negru încă stai. Așa ușor să râd ce ai, să-ți lași iubii, să-ți lași amici și patimile de aici tu punge negru încă stai. Lumina lui mă învăluie și mă absoarbe pe trenal. Simt că-mi trebuie un salt, să ies din beznă, însă nu e așa ușor să rup ce ai, să-ți lași iubii, să-ți lași amici și patimile de aici cu înger negru încă stai. Așa ușor să rup ce ai, să-ți lași iubii, să-ți lași amici și patimile de aici tu plânge negru încă stai. Așa ușor, ușor, așa ușor, ușor, așa ușor, ușor, așa ușor, ușor. Fericit obor, ce e plin goliți, umpleți ce e gol, luați dacă n-aveți, dați ce prisosește, nu uitați, cu un pește și o pâine curat a hrănit un mire lumea adunată. Dăviți iubire, dragoste primiți, sâmburul de ură să-l sfărâmați, să priviți, să pliviți neghina, doar greu semănați. Dacă a voastră gură recunoaște vina, rugi la cer înălțați. Ca pelegrin a poposit cu inima curată jos la izvor unde ai primit poveste minunată. Da, Doamne, facă-se voia ta, vino
în făptura mea. În locul alăptării am stat să spun o rugăciune. Gândind la mama pe cea zburat spre veșnica cenune. Pe Dumnezeu născătoare, Fecioară sfântă, privirea-ți blândă coboare. Cu mila-n ființă, frioasă credință, pe tine te are. Și am pășit în locul sfânt al nașterii celeste, unde și azi îngerii cânt minunea de poveste. La primirea vremii cânt, chip de rog, Domnul Mânt. În locul alăptării am stat să spun o rugăciune. Gândind la mama mea ce-a zburat spre veșnica cenune, scăldată în soare, iubirea-ți de mamă, din vechea ramă transpare. Cu mila-n ființă, pioasă credință, pe tine te are, pe tine te are. Volta cerului e sură, viața-i grea, plină de zgură. Să lăsăm pismă și ură, să iubim fără măsură, cu aplomb, dezinvoltură. Să simțim furnicătură din picioare până la gură, să avem în stomac arsură și la inimă căldură. Iar dacă apare vreo figură cu suflet de murătură care dragostea abjură, din temir ce conjunctură, să știi că-i lepădătură. Că și în Sfânta Scriptură, încă de la zinitură, iubirea de om e pură, ca făina din prescură, sfânta cu necătură. Lege pentru orice făptură, ce trăiește în natură. Dați vieții coloratură, iubiți cu dezinvoltură.
taica trecurând, spicurând șoante, același dor, același gând, pe coarda-i veche trecurând, iubirile de-o noapte. Căci focul arde acum copii, se stinge încet alene, oameni grei feriți, pe lacrimă e domorit, prelinsă printre gene. De copil născut în april, cu scâmpiri de stele, dragi mele, ciută, sperioasă, veselă, frumoasă, dar și nebricoasă. Te-ai maturizat și te-ai grizonat, dar ai rezonat cu a mea iubire și cu osebire ai fost și amică și mamă și fiică. Ai mai scăpărat, mai supărat, dar n-am împărat. Și am mers mai departe, că nu se te sparte decât poate o moarte. Ești soarta. Ești soarta mea. Avem doar o stea și mergem sub ea, pe soare, pe lună, pe nor și furtună. Numai timpul ne presează. A trecut jumătate de oră, Din păcate, vă promite Săndel că va scoate un CD. Păi aveam un cântec acum care dânsul parcă a știut că este pentru mine și pentru Doi Scorpioni. Și eu sunt al treilea aici, de fapt eu sunt scorpie. Dar și în sală sunt scorpion. Așa că vă invităm la alte întâlniri. La alte întâlniri vă așteptăm și la noaptea în bibliotecă, la zile bibliotecii. Pentru autografe o să vă rugăm pe hol, domnul Vlad Vasiliu acolo cu invitații și autografe. Și acum din partea bibliotecii, domnului Vlad Vasiliu, o diplomă de excelență pentru strigare în pustie. Salut, în cadrul mulțumim!